Numele și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul. Îi mulțumim Domnului încă o dată că ne-a ajutat să fim iarăși în casa Lui și aș vrea să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia care s-a citit astăzi cu pilda semănătorului. Și aș vrea să cugetăm puțin chiar la primul verset din această Evanghelie. Luca, capitolul 8, versetul 5. Ieșit asemănătorul să semene sămânța sa. Și am vrea să ne gândim fiecare, să privim un picuț din altă direcție acest cuvânt și să ne gândim că fiecare dintre noi suntem niște mici semănători. Desigur, știm că Domnul Iisus este semănătorul cel mare, pentru că spune și în Evanghelie că El este cuvântul care s-a făcut trup, sămânța care s-a făcut trup. Dar dacă noi spunem că L-am aflat pe El, avem și noi întotdeauna această datorie să fim și noi niște mici semănători, să-L vestim în lume. Pentru că cine L-a aflat cu adevărat nu poate... Trebuie neapărat să îl și vestească cu adevărat. Dacă nu îl vestim cu adevărat, nu putem spune că l-am aflat cu adevărat. Și văd asta și în dreptul meu. Întotdeauna mă gândesc la cântarea aceea care spune: Tu care ai aflat lumina fericitei căi, zboară în valurile lumii, scapă-ți frații tăi. Și să ne gândim fiecare în dreptul nostru, acolo sus la... judecata de apoi, care va să fie, să ne gândim fiecare. Ne va pune Domnul acea întrebare: unde sunt frații tăi, cât ai mai adus cu tine? Și întotdeauna mă tulbură gândul ăsta, dar mă îmbărbătez cu ceea ce a spus Domnul profetului Ieremia și aș vrea să citesc de acolo un cuvânt în Ieremia, capitolul 1, începând de la versetul 7. Domnul însă mi-a zis: Să nu zici, sunt încă tânăr, căci la câți te voi trimite, la toți vei merge și tot ce îți voi porunci vei spune. Să nu te temi de dânsii, căci eu sunt cu tine ca să te izbăvesc, zice Domnul. Și Domnul mi-a întins mâna, mi-a atins gura și mi-a zis: Iată, am pus cuvintele mele în gura ta. Și trebuie să ne gândim fiecare dintre noi că noi avem în mână cuvântul Domnului, este cea mai puternică armă pe care o putem folosi pentru câștigarea sufletelor pentru ceruri. Anume aceasta, sămânța aceasta pe care ne-a pus-o Domnul în mână, sămânța Cuvântului Sfânt. Și mă gândeam la viața Sfântului Maxim Mărturisitorul ca un exemplu. Am citit că lui i-a tăiat mâna și i-a tăiat limba să nu mai poată mărturisi învățătura cea dreaptă, adevărul. Și ferice de acești oameni care folosesc această armă, această sămânță a Cuvântului Sfânt și o seamănă și dă rod într-adevăr. Și ferice, mai mult ferice de cei care nu neapărat se laudă, uite, eu sunt creștin și așa, dar mai ales o arată cu fapta. Fără acest lucru este egal cu nimic. Dar dacă doar vorbim și nu arătăm cu fapta, cum vom putea oare noi să mișcăm un suflet? Vorbeam săptămâna asta cu un frate, dar dacă noi trăim cu fapta, nu trebuie nici vorbă. Dacă noi trăim cu fapta, ceea ce vor vedea cei din jurul nostru va mișca într-adevăr sufletul lor și inima lor și
îi vom face să își pună niște întrebări despre felul lor de trăire și așa mai departe. Va începe el să caute calea aceasta spre mântuire. Și ce frumos e atunci când împreună încercăm să facem această mărturisire. Mă gândeam la un banal exemplu. Când mergem cu colindul prin spitale și prin azile pe unde am mai fost, nu cred că n-a fost vreun suflet care să nu fi fost mișcat de mesajul acela al colindelor. Sau când am fost acum la adunarea noastră, am cântat câteva cântări în centru. Sigur a fost acolo un suflet care s-a gândit, uite, tot ce se promovează astăzi este doar spre rău, dar uite, niște tineri care cântă Domnului și sigur cineva și-a pus niște anumite întrebări. Acum, cât va primi fiecare din cuvântul pe care îl vom vesti noi, e judecata lui, dar noi am reușit cumva să ducem această misiune a noastră, să-L vestim pe Domnul în lume. De aceea, frați și surori, să ne ajute Domnul să putem desteleni ogoarele sufletești ale țării noastre și ale lumii întregi. Așa cum spunea Părintele Iosif în tâlcuirea Evangheliilor de peste an, și aș vrea să citesc de aici un cuvânt pe care l-am aflat cumva astăzi așa printr-o întâmplare, dar mi-a plăcut foarte mult și aș vrea să-l citesc. Pământul inimii oamenilor e și azi tot așa ca și cel din pilda Evangheliei, dacă încă nu și mai rău. Dar nu-i devină sămânța, ci e devină pământul inimilor. S-au înțelenit ogoarele inimilor și s-au umplut de spini și pietrele păcatelor. O, iubiții mei cititori, dacă printr-o minune ni s-ar da nouă să vedem inimile oamenilor de astăzi, în chipul pământului ogor, apoi ne-am speriat de ce ne-ar fi dat să vedem. Înaintea noastră am vedea ogoare pustii, părăsite, nelucrate, încărcate cu pietrele păcatelor și pline de spini și scaii patimilor, ai alergărilor și ai plăcerilor vremii de acum. Care să fie pricina acestui lucru? Nu-i devină sămânța, ci devină pământul inimilor. Mai mult ca oricând, au înțelenit ogoarele sufletești și s-au umplut de spini și pietrele păcatelor. Trebuie destelenite ogoarele inimii. Amin. Slăviți să fie Domnul!